Cântarea cântărilor, capitolul 4, versetul 9 Tu inima din mine mi-ai robit-o, o sora mea, mireasa mea, tu inima din mine mi-ai robit-o cu o singură privire și cu un șirag de la grumazul tău. Mi-ai răpit inima. Ce frumoase le vede Domnul pe toate sufletele din biserica sa. Cele din tâi mădulare frumoase sunt ochii miresei, mădularele din fruntea ei, ei sunt ca ochii de porumbiță, curați, limpezi, pătrunzători și sănătoși. Așa trebuie să fie conducătorii și îndrumătorii bisericii Domnului. Așa trebuie să fie mădularele din fruntea adunării Domnului. Așa trebuie să fie învățătura și mintea, felul de a vedea și de a judeca al oricărui credincios adevărat. Și după aceea, la rând, în jos, toate celelalte mădulare sunt descrise cu frumusețea lor fiecare. Căci dacă ochii care îndrumă, care arată, care observă, care veghează cu dragoste sunt curați, tot trupul va fi plin de lumină. Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 22. Dacă felul de a vedea este curat și sănătos, tot mersul vieții este neprihănit și plin de frumusețea dragostei ascultătoare. O, ochii ai lucrării lui Dumnezeu, cât de frumoși trebuie să fiți voi! Cât de curați, cât de treji, cât de sfinți, o suflet iubit și ales al lui Isus Hristos, cât de luminos trebuie să fie chipul tău, umbletul tău, statornicia și ascultarea ta. Ca să fii vretnic de dragostea prea iubitului tău, care nu vede niciun cusur în prea iubiții săi. Slavă veșnică dragostei și frumuseții tale, mântuitorul și mirele sfânt al bisericii sfinte și al sufletelor sfinte, binecuvântat să fie ochii tăi care văd totul frumos! care nu văd sau se prefac că nu văd niciun cusur nicăieri. Binecuvântați să fie ochii curați din fruntea bisericii și a adunării lui Hristos, care, fiind buni, sănătoși, curați și treji, veghează cu dragoste și cu grijă asupra frumuseții tuturor. Binecuvântați să fie apoi toți cei ce sunt mâini care lucrează și picioare care poartă greutățile altora. Binecuvântați să fie oricine face binele. Amin.